Omar și Miru, bine ați venit, dragii noștri, bună dimineața! Bună dimineața de la Bucovina, ca să se știe! Uite, unii se gândesc la viitor, alții strică viitorul. Vă pupăm! Ce faceți, dragii? Vă pupăm și bine ați venit! Foarte bine, dimineața, așa matinal, exact, am venit aici la voi. Sunteți obișnuiți și noi ne bucurăm să vă vedem împreună, pentru că sunteți foarte frumoși împreună și foarte veseli. Sunteți obișnuiți să vă treziți dimineața de vreme sau să aveți genul ăla de viață așa, la dolce farniente? Știi care e faza? Că acum nu e chiar cel mai mare perfect time din istorie, pentru că noi tocmai ce am terminat sesiunea, în care am avut examene timp de 3 săptămâni și ne-am trezit numai dimineață. Amândoi? Da, și acum îți dai seama, e destul de greu după sesiune să tot continui să auzi alarma aia, n-a fost cel mai plăcut lucru. Mie mi se pare bine că ați terminat sesiunea, adică ați terminat o perioadă tensionată și stresantă, și acum puteți să vă ocupați exclusiv vouă. Exact, asta și face. Dar ați reușit astăzi, că astăzi ați sunat ceasul ca să veniți la noi de ce. Nu, a fost cu bucurie și indiferent de oră suntem prezenți alături de voi. Ne bucurăm foarte mult. Ați trecut cu bine sesiunea? Da. E foarte important să știm dacă sunteți fericiți din punctul ăsta de vedere, da? Ne-am descurcat ca de obicei. Acum nu că nu sunt modestă sau ceva, dar ne descurcăm foarte bine la facultate. Asta este un punct forte al nostru. E minunat că ați avut, practic ați învățat împreună, fiecare pe treaba lui. Exact. N-a stat nimeni pe capul celuilalt. Băi, dar ce trebuie să recunosc acum că și Miru a învățat mai mult pentru mine. Eu m-am ocupat și de live-uri pe TikTok în paralel. Sunt și acum live cu familia mea pe TikTok. Da, îi popam și pe ei. Toți oamenii de acasă pe TikTok. Și eu mai făceam seara un live pe TikTok. Mirunica mea m-a învățat pentru doi. Pe de altă parte, ai vorbit despre familia ta, tu ai devenit și unchiușor. Uite ce bine este cu bebele. Unchiușa a făcut atâta vâlvă, dar este atâta frumoasă. Da, am devenit unchi eu și Mirunica mătușă și nu numai din partea familiei mele, ci și din partea familiei Mirunei. Miruna a devenit și ea mătușă, are o nepoțică proaspăt venită pe lume din partea verișoarei ei. Mai departe la Iași, dar... Nu știu cum s-a făcut, dar ne-am nimerit ca în viața asta să trecem prin sentimentul ăsta care este ceva fabulos, este o chestie... plină de binecuvântare de la Dumnezeu. Exact, uite, trăim aceleași lucruri în același sesiune împreună, unchișori amândoi, mătușică și așa mai departe. Eu sunt curios cum ești tu, Omar, și cum te gândești că ai să fii ca tată, dar asta după o scurtă pauză, pentru că luăm pauză acum. Vreau să te gândești foarte bine, cam cum, ce fel de tată crezi că ai fi? Un tată de la panicos, unul relaxat, unul la fel și tu ca mămică. Dar, dragii mei, voi n-aveți nicio vină. Voi sunteți niște copii care de-abia pășiți în viață, copii frumoși, care vă bucurați de lucrurile frumoase. Omar și Miru sunt alături de noi aici în platou. Vorbeam mai devreme cu ei despre faptul că au devenit unchi și iată, trăiți niște momente frumoase în familiile voastre. Dar întrebarea mea înainte de pauză era cum credeți că ați fi voi ca părinți, dacă v-ați gândit să deveniți părinți având în vedere ultimele evenimente din viața voastră? Că bănuiesc că vă fac oarecum poftă, să zicem așa între ghilimele, de a fi părinți. Voi sunteți niște... O chestie tare. Mai întâi vreau să ascult pe Miruna mea, să zic că ea cum ar fi ea ca mamă, ca să știu cum trebuie să fiu și eu ca tată, după aia să nu o supăr nici pe copii, nici pe nevastă. Apropo, înainte să spuneți lucrul acesta, v-ați gândit să deveniți părinți? Acum vorbesc că, așa, că sigur în viitor toată lumea își proiectează lucrul ăsta. Acum curând, știi care e faza? Că, real vorbind, suntem și cu niște treburi din astea în plus, dar nu pentru foarte multă vreme, adică sunt lucruri care vor trece, adică dacă Miruna rămâne gravidă acum, cel puțin în 9 luni, noi o să rezolvăm toate problemele pe care le mai avem, pentru că studiile nu se mai întind pe o perioadă foarte lungă, deci oricât vrea Dumnezeu e... bine primit. Deci sunteți deschiși în momentul acesta. Este foarte tare. Asta e o dovadă de încredere pe care o aveți unul în celălalt și încredere pe care o aveți în relația dintre voi doi. Corect, așa e. Nu? Și acum să revenim la întrebarea inițială. Cum v-ați vedea ca părinți? Miru, cum te vezi ca mamă? Eu sunt cel mai curios. Vrei să încep eu? Nu, stai așa să-ți spun o întrebare. Cum îl vezi pe el și tu cum o vezi pe ea? Să spun așa o întrebare. Cum sunt eu ca iubită? Sunt perfectă sau nu? Ești perfectă. Atunci înseamnă că așa o să fiu și ca mamă. Știi ce se spune? E ca o întrebare de aia de presă. Capcană în care un pic, n-ai cum să răspunzi decât cum vrea presa. Oricum, cum sunt eu ca iubită, perfectă sau nu? Normal că omul n-avea ce să mai zică, nu? Cum sunt eu ca parteneră? Și atunci el spunea, ești perfectă. Mai dădea posibilitatea să dezvolt. Păi vă dați seama că n-am vrut să mă trezesc cumva cu... Că zice cumva ceva. Omar, cum este Miru? Miruna e o fată cu un suflet mare, e o fată foarte sensibilă și dacă tot vorbeam de viitorul ei, caracter de mamă pe care îl va avea, eu sunt sigur că Miruna o să fie o mamă exact așa cum e și mămica ei.
adică un suflet foarte puternic, dar cu toate astea foarte sensibil, în așa fel încât nici nu știi dacă la un moment dat se va sensibiliza pe un lucru pe care tu îl vezi mărunt în viața de zi cu zi. Și cred că Miruna o să fie un model bun pentru copiii noștri când vine vorba de a iubi și de a simți din tot sufletul orice lucru care ți se întâmplă în viața asta, fără să te gândești la ce zice lumea, fără să te gândești la principiile care se pun în societatea asta, pur și simplu sentimente de dragoste și atât, pure de la Dumnezeu. Și cred că asta o să învețe cel mai mult copii. Mamă, ce mesaj! Mamă! Este o adevărat mesaj! O să învețe să se descurce cu banii, o să învețe... Da, pe cât de... Pe cât de, exact, pe, moment, pe cât de sensibilă sunt eu, pe atât de pragmatic este el și eu cred că este foarte tare pentru că ne echilibrăm foarte bine. Miru, cum crezi că ar fi o marca tată? O marca tată? Și cum e el așa în relație, vis-a-vis de tine, vis-a-vis de tot ce vezi tu? O marca tată încearcă din... O marca iubit, de fapt, încearcă din răzputeri să facă, să-mi facă viața minunată în fiecare zi. Pur și simplu, când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să zâmbesc, pentru că mereu mă trezește cu o glumă bună, mă trezește cu fericirea lui pe care o citesc pe chip de fiecare dată când îl văd. Și lucrul ăsta mie mi se pare un foarte mare plus la noi în relație, pentru că consider că un om pozitiv, cu energie frumoasă, este de fapt lucru care menține relația să fie exact pe acea linie de plutire frumoasă pe care toată lumea și-o dorește, iar eu fiind mai sensibilă puțin, uneori mai am tendința să pic așa într-o bulă de aia, puțin nu depresivă, vă dați seama, dar sunt puțin mai panicoasă ca om, iar el mereu mă scoate din chestia asta, imediat cu o glumă. Care sunt motivele? Și exact la fel va fi și ca tată, sunt sigură. Pentru care tu te panichezi? Pentru că așa când aude, bă, are 18 ani, 19 ani, e tânără, e frumoasă, dar pentru ce s-ar panica? Lucruri minore, adică lucruri... Care a fost care... ultimul motiv minor, într-adevăr, pentru care te-ai panicat? Nu știu. Ultimul motiv minor? Au plecat followers-ii de pe Instagram, În general, panicile cele mai mari ale Mirunei, tocmai pentru că este foarte sensibilă, se învârt în jurul tot a ceea ce facem noi și anume a muzicii. Adică e o fire atât de perfecționistă când vine vorba de muzică și chiar pot să zic că până să se cunoască cu mine, Miruna chiar a avut un impas când venea vorba de treaba asta, pentru că când am cunoscut-o, am cunoscut-o la pachet și cu foarte multe idei muzicale și proiecte pe care ulterior noi le-am pus pe internet, pentru că i-am dat un impuls și oamenii au apreciat ce a făcut ea, dar ea nu avea curajul să le scoată la suprafață. Omar este foarte... Exact, Omar este foarte dezinvoltă. Eu am învățat lucrul ăsta de la el și sunt sigură că ăsta este punctul forte pe care l-are el față de mine. Adică faptul că mă ajută să fiu deschisă eu cu mine însumi și față de lumea căreia ai cânt.